V-ați gândit măcar o dată că vedetele au averi mai mari cu fiecare postare pe Facebook, Twitter sau Instagram? E bine, se pare că celebritățile încasează sume fabuloase pentru postările lor de pe rețelele de socializare. Haideți să vedem cât câștigă. Beyoncé este o adevărată businesswoman. Face bani din orice, chiar și atunci când nu este pe scenă sau în studio. Forbes estimează că a câștigat 290 de milioane de dolari numai în ultimul an. Beyoncé are aproape 100 de milioane de urmăritori pe Instagram, iar poza prin care a anunțat că e însărcinată cu gemeni a devenit cea mai apreciată imagine din istoria Instagramului. Diva a strâns peste 11 milioane de like-uri. Bine, anii au trecut, iar vedeta Disney, Selena Gomez, s-a maturizat frumos. A ajuns la 24 de ani și a știut să profite din plin de asta. Iar faptul că e iubită și apreciată îi aduce numai avantaje. Spre exemplu, fiecare postare publicitară îi aduce Selenei numai puțin de 550.000 de dolari. Cota aproape i s-a dublat din decembrie, când câștiga 300.000 de dolari după lansarea unui nou album. Jucătorul lui Real Madrid, Cristiano Ronaldo, este fabrică de bani. În afara câștigurilor salariale, fotbalistul încasează sume frumoase din diverse alte acțiuni. Spre exemplu, Cristiano Ronaldo primește câte 310.000 de lire sterline pentru fiecare postare pe care o face pe Instagram, acolo unde pune poze care fac deliciul celor 109 milioane de urmăritori pe care îi are.